Elena Udrea mă poate ajuta de la București, nu de la Roma. Nu o las să conducă ea orașul, îl conduc eu, spune edilul Romanului, întrebat fiind dacă știe de ce deputatul Colegiului 4 Roman Ion Creangă nu a mai trecut prin municipiul nostru. Primarul Eureanu s-a întrebat retoric dacă alți parlamentari au făcut ceva până acum, pentru a face și o comparație. Deci nu s-a văzut că unul a făcut ceva și unul n-a făcut. Despre asta vorbim. Dacă aveți ceva că unul ar fi făcut ceva, vă rog să mă informați și pe mine. A, nu. A, pe mine nu mă interesează să vină. Pe mine mă interesează să facă. Pe mine asta mă interesează. Pe mine mă interesează să caute să-mi obțină niște fonduri. Pe mine mă interesează să mă susțină niște proiecte. Ce să fac aici? Să țină de brăcinarii mei? Ce să facă la Roman? Pe mine mă interesează să te iei la București și să obțină niște fonduri să mă ajute de acolo. Că aici la Roman sunt eu. Conduc eu orașul. Doar nu o să vină să conducă ea orașul. Că pe ea nu o lăs să conduc orașul. O conduc eu. Ia să stea și să caute soluții să mă ajute. Au fost două rânduri de alegeri în partid, au fost cu campanii la nivelul întregii țări. Trebuie să înțelegem, iată, veți vedea că parlamentarii și ceilalți acum au congres sau au ceva, două, trei săptămâni nu vor fi în oraș. Că sunt activitățile politice la nivel național, adică trebuie să fim corecți. Pe mine mă interesează o implicare, s-au liniștit lucrurile, s-au liniștit, pe dracu s-au liniștit, eu știu dacă s-au liniștit. Dar măcar, eu unul m-am liniștit, eu m-am lecuit. Da, eu zic că lucrurile s-au liniștit, cabinetul parlamentar a doamnei Udrea va fi gata până la sfârșitul acestei săptămâni. După cum spune primarul Eureanu, săptămâna viitoare Elena Udrea va veni în Roman pentru a inaugura cabinetul său parlamentar și pentru a stabili un program de audiențe cu romașcanii. Ce poate să facă Elena Udrea la București nu pot face eu deocamdată. Poate în viitor voi putea să fac și acolo, a spus primarul zâmbind.